și domnilor și mulțumesc familiei mele că sunteți astăzi alături de mine. E o zi ca o aniversare, deși eu nu prea obișnuiesc să-mi servez aniversările, poate că există aici o explicație. Am început să scriu această poveste având ceva extrem de puternic care trebuia să iasă la suprafață și în același timp o nevoie a copilului meu de a ieși din dilema dacă există sau nu există Moș Crăciun. Și atunci am pus ceea ce simțeam eu foarte puternic în interior cu ceea ce trebuia să... cu nevoia de răspuns a copilului meu și am creat această primă poveste dintr-o serie de mai multe care sunt deja gata. Cu trei dintre ele am fost la editura Humanitas și am avut o mare surpriză să aflu că, de fapt, unele povești sunt pentru adulți. Această poveste este pentru copii. Editura Humanitas mi-a deschis ușa cu multă căldură și cu mult profesionalism. Nu am întâlnit aici manageri, deși am stat de vorbă numai cu director și coordonator, am întâlnit pur și simplu oameni care au înțeles povestea mea, care au girat cu numele lor scrisul meu, dându-mi ocazia să debutez în ficțiune. Și să se spune că pe vremuri Moș Crăciun venea pe porți, dar atunci oamenii locuiau la case, aveau sobe. Era o vreme și când Surița Roșie putea să meargă singură prin pădure la Purituța, dar atunci erau păduri și nu riscai să fii atacat în pădure de oamenii rupi, ca astăzi. Era o vreme și când Jack se cocoța pe vrejuri de fasole până la nori, dar atunci plantele creșteau în voie, nu mai mult în solarii ca astăzi, și când cenușăreasa avea nevoie să fie salvată de către un prinț, dar acum cenușăreasa de cele mai multe ori se salvează singură. Poveștile nu mai sunt ce au fost pentru că lumea noastră s-a schimbat și totuși toate aceste personaje cumva au rămas pe o parte în noi, în copiii din noi, părinții, și vrem să păstrăm aceste personaje și să le dăm mai departe copiilor noștri pentru a crede în ceea ce aceste personaje reprezintă. Moș Crăciun pentru mine reprezintă faptele bune și am simțit nevoia să dau oamenilor o poveste despre ce înseamnă el astăzi. Ian, personajul principal din poveste, este un copil despre care ați aflat deja, nu poate să creadă în Moș Crăciun pentru că, de fapt, nimeni nu crede în el. Până când cineva nu-i dă un semn adevărat de încredere, acest copil nu poate să creadă în miracole. În momentul în care cineva îi oferă un dar, dar un dar adevărat, se întâmplă ceva miraculos, nu numai cu el, ci și cu lumea din jur. Ceva care nu are neapărat o explicație, dar, în mod sigur, lucrurile se transformă și pentru el în bine și pentru cei din jurul lui. Așa cum ați aflat de la Amalia și de la Atena, există cel puțin două niveluri de lectură pentru această poveste. Primul nivel de lectură îmi doresc să ajungă la copii, cred că este pentru înțelegerea lor, și anume că fiecare copil merită o casă, o familie și o poveste a lui. Și Amalia, care îi mulțumesc că a ajuns astăzi aici, în ciuda programului foarte încărcat, poartă cu ea acest mesaj ca ambasador al Fundației HHC de câțiva ani încoace. Al doilea nivel de lectură al cărții, cred că le va fi mai degrabă accesibil părinților, pentru că vorbește despre singurătatea și abandonul pe care noi, ca părinți, îl resimțim în momentul în care avem de crescut un copil. Și atunci apar în noi niște adevăruri, ies la suprafață, pe care simțim nevoia cumva să le vindecăm. Și fie că ne ajută un prieten, fie că ne ajută o altă mamă, fie că ne ajută un părinte, fie că ne ajută un preot sau un doctor de suflete, așa cum e în cartea mea, noi avem nevoie de cineva care să ne dea încredere chiar și atunci când suntem adulți.
îi mulțumesc Atenei că a venit astăzi pentru că ea face în comunitatea ei de peste 100.000 de mame acest lucru, le dă încredere mamelor și mamele își dau încredere una alteia pentru ca să, pentru ca împreună să facă miracole. Justinei Croitoru îi mulțumesc pentru deschiderea, promptitudinea și răbdarea pe care mi le-a acordat, Lidiei Bodea și Vialise Ne de la editura Humanitas. Trebuie să mai mulțumesc unui om, se numește Oana Pela, e un om foarte special, care după ce a citit povestea m-a făcut să-mi citesc eu propria scriere cu și mai multă emoție. Am îmbrățișat-o cu extraordinar de multă tandrețe și vă face o recomandare pe coperta acestei cărți. Mulțumesc așadar Oanei Pela. Mamei mele, pentru că a fost tot timpul lângă mine, fetiței mele, că m-a inspirat, și soțului meu, că mi-a întregit povestea, și vouă, astăzi, care sunteți ca o familia mea, pentru că în urmă cu un an m-am pierdut pe tata și s-ar fi bucurat enorm să fie astăzi aici. Vă mulțumesc!